Ai scuța nu, nu e de aia. Cine n-ai? Îți dă. Niciunul de una n-ai? Nu știu. Ai, da? Tu ai? Valerica? Da, am. Ai? Un bătăi, doamne, de poate. Acum. Mai este cineva care... Bă, e în comisie economică, numai noi? Chiri? Numai noi în comisie economică? Cine mai e? Ciprian ar veni. Ciprian ar veni. Ciprian ar veni. Trece-l cu mine. Dă-mi mai e. Păi de-o sunat. Campanii acum. Dacă sunteți fie pe jos, pe cea. Am rupt de la corporată. Deci, Băureanu i-a anunțat motivat care va lipsi astăzi. Da, cine mai e? Două, papa. La sala din jur, nu le-am dat aici. Așa nu a fost destul scandal. Vrei să caută la ce? Ăla așteptă Ciprian? E cea? Deci mai Băurea nu vițește, da? Da, motivat. Băurea trebuie să vezi Ciprian. Cu ordinea de zi. Păi ia mi-s un bine. Păi ce mă? Da? Ascult că stări aici. Uite. Aici curge apa. Vine Iluță mai coace. Hai, vine aici, vine așa. Mă dă-i cum așa. Dar nu are sau, are sau? Are, are. Asta trimite la domnul Andrie și să ajungă. Și o schiță, da? Schiță. Da, 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 are tot, are tot, și o schiță. Și de coace ce vrea. Vă dați aici, alu. Cine? Costel la Radice, da. Ce da. Nu Costel, da? Deci, Costel n-a dășit. Nu, ne părea. Da, da. 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 Andrei, este cineva care nu a primit procesul verbal? Schița. Încă un raport? Deschidem ședința cu ordinea de zi care v-a fost comunicată în dosar și vă rog primul punct să alegem președintele de ședință pentru că domnul Băureanu este învoit motivat și urmează domnul Catana, conform alfabetului, dacă îl mențineți. Da, da. Dar fără revenire la domnul Băureanu, o perturbă. Păi nu, gata, dar el... Așa că a terminat, era ultima ședință. El m-a sunat la telefon. Da, da, da. Și așa o sărit pe ședință. Și așa o luat locul altul, da. O făcut mai mult dacă... Cine este pentru? Cine este pentru? Ca pentru următoarele 3 luni de zile, da? Da. Deci iulie, august și septembrie să fie președinte de ședință domnul Catan. August, septembrie și octombrie, că iulie s-a dus. Iulie acum. Iulie. Dar doar pe iulie n-a mai fost atât de zile. Da, 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 corect. Catan, da, e Constantin. Minuța. Raportă. Una, două, încă... Să nu-ți dacă poți. Încă una. Nu, dar știu ce oameni. N-avem loc, n-avem loc.
Nu aveți hârtie acum? Nu, nu, nu. Nu, Vasile, unii îi pășesc așa, de continuitate. Da, trei. Trei. Nu, 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 nu. S-a dus la vot? Da, s-a supus la vot, e unanimitate. Da. Și rapoartele, unii, toate? Da. Hai, trei rapoarte. Unu, două, trei. Unde acum, Ioni? Al treilea. Da, 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 la juridic, da, 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 da. Moream, care e motivat. Am scris și pe raport că Băureanu absent motivat. Așa, și stați prima un pic ca să... Deci ăsta e juridic. Este tot. Băureanu la cine? La care? La economic. La economic. Aici, absent motivat. Corect, gata. Ai spus ceva, mea? Semnată și bine. Deci, domnul președinte, vă rog să vă intrați în atribuții și trecem la primul punct. Da. Deci, primul punct, pe ordinea de zi, se convoacă Consiliul Local. Nu, direct. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate a primarului Comunei Giros și al postului de servicii subordonate Consiliului Local pentru, precum și aprobarea studiului nominal de funcții inițiator primar Vasile Olaru. Da. Punctul 2. Da. Deci aici, la primul punct, vă rog să îmi permiteți să fac o modificare față de anexa 1 și anexa 2 pe care o aveți în dosar. Vă rog, da. Da? Deci e vorba de organigramă și statul de funcții. Să-mi permiteți să fac o propunere pentru adăugarea la cele 30 de posturi din organigramă și statul de funcții, al 31-lea, menționat domnul. Al 31-lea post de administrator public. Deci vă rog să vă notați, da, da. Pe anexa 1 și anexa 2 se modifică și se adaugă al 31-lea post de administrator public. Chiar vă rog să menționați fiecare cu fiecare, ne notăm aici în... Deci, primar, da, în aparatul propriu primar. Întrebare, domnul primar, dacă ați fost la București, de ce n-ați venit cu posturi? Să zicem, fost schema completată direct, nu ne mai chinuiați cu noi acum ca să modificăm. Vă dau răspunsul. Da, vă rog. Apartimente. Da. Da, și dacă vreau să întreb dacă postul juristului e tot pe 6 luni sau rămâne definitiv, e prins în schemă. E vacant postul de jurist. Nu e vacant. E prins în schemă, înseamnă că nu e vacant. Omul rămâne pe post. Îmi dați voie să vă dau răspuns, da? Conform actelor pe care le dețin, nu... Și conform legii. Bun. Da, stați, și trebuie să supunem la vot. Da? O luăm fiecare în parte? Da. Ca să dau răspunsul, să știe toată lumea. Fănică, nu m-am pic. În luna iunie,
Am primit o adresă, adresa numărul 51 din 31 a 5-a 2013, de la legalitatea actelor a Prefecturii Neamț, prin care ne atenționează că nu am respectat, aveți această adresă, o aveți și dumneavoastră în ședința de atunci. Când am respectat numărul de posturi conform populației comune. Deci cele 30 de posturi care ne revin nou în organigramă și în statul de funcții al aparatului propriu al primar. Am făcut modificarea atunci, în ședința respectivă, s-a emis de către Consiliul Local, prin care a aprobat dumneavoastră și ați votat, hotărârea, modificarea, de fapt, modificarea hotărârii 56, da? Și s-a făcut, s-a emis această hotărâre în care ați aprobat 31 de posturi, da? Posturi care au fost trimise la Agenția Națională a funcționarilor publici. Primar, vă opresc. Da. Păi dumneavoastră îmi spuneți că agenția vă spune de 30 de posturi. Nu agenția, domnul Andreș, fiți atent la ce vorbesc eu. Prefectura. N-am spus, prefectura, da? Legalitatea actelor prefecturii, da? Da. În baza acestei hotărâri, în care cu cele 30 de posturi au fost trimise la ANFP, personal am fost cu doamna contabilă și cu doamna Dascăru, care este referent pe probleme de personal, pentru avizare, pentru a obține avizul de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Da? Deci noi am obținut avizul, îl aveți da. Și dumneavoastră în dosar, de la ANFP. S-a venit de la prefectură cu propunerea ca să mai adăugăm al 31-lea post, postul de administrator public. Da? Și eu respect și această propunere chiar personal al domnului prefect. Mai mult de atâta nu pot să vă explic. Aveți în dosare toate documentele care au stat la baza anulării tuturor posturilor vacante de la contractuali, nu vorbim de funcțiile publice, unde mai sunt încă două funcții publice vacante. Este vorba de... Le aveți în... sunt aici. Da. Cel de jurist, domnul jurist la noi funcționează cu virgulă contract pentru prestări servicii consultanță juridică. Da? Până în luna decembrie noi nu putem să facem niciun fel de angajări. Pentru că va mai veni încă o reducere de personal. Noi la cele 30 de posturi care sunt aprobate, acum trebuie să mai reducem încă o persoană. Mai aducem una. Domnul Andreș, eu fac propunerea, dumneavoastră luați hotărârea și eu duc mai departe hotărârea. Da? No, mai mult, eu nu pot să comentez. Da? No, da. Eu, mie îmi place să fiu cușat. Da. Asta e aureală. Adică dacă mă tale reușești să aduci postul ăsta de administrator la care ne-am bătut atâta lume da. Și care știți că... Dom'le, dacă vine și finanțare pe el, este ok. Finanțare, da. Într-un timp erași finanțat, dacă mi-aduc aminte. Nu, finanțat nu a fost. Era între cele 33. Și dumneavoastră vorbiți de o reducere de personal și spuneți că v-ați dus... Domnul Andreș, eu am spus, eu v-am informat adevărul. Cine cunoaște problema, că sunt dintre colegii noștri care cunosc probleme, ceea ce privește acest post, eu o să vă dea explicații și ei. Eu mai mult de atât am fost. A fost o organigramă la începutul anului. Dar pe 2013 postul noi îl avem vacant în organigramă. Pe 2013. Nu am ce să comentez mai departe. Bun. Deci, anexa 1 și anexa 2 sunt în dosarul dumneavoastră. Eu mi-am notat aici, cu pixul, să adaugă al 31-lea post. Domnul președinte, dumneavoastră, supuneți la vot. Dacă cineva vrea să mai iei cuvânt. Domnul Ianache. O singură completare așa. Da. Deci, postul ăsta de administrator public ne obligă pe noi, obligă pe primarul, da. Viceprimarul și noi consilierii să încercăm să rezolvăm problemele
mari care sunt la comună, probabil și de asta vă pun și la asta, nu știu un administrator, fiind atâtea probleme, dar să le rezolvăm o dată. Și una de probleme care vreau să le ridic în fața noastră este apa la Tuturești. Spunea cineva, domnule, mereu auzi de chestia asta. O să mai auziți de apa, de problema apei la Tuturești, până se va rezolva. Nu depinde numai de noi. Nu depinde numai de noi. Nu-i vorba de apă, nu-i vorba de nimic. Este vorba că nu este debe de apă și nu este instalație de apă bună. Instalația este urgentă. Deci trebuie un sprijin din partea Consiliului Județean, un sprijin de la guvern, de la prefectură, de unde vreți dumneavoastră. Noi suntem mici pentru chestiunea asta, pentru a rezolva problema apei la Tuturești. Deci eu pot să confidez că e decizia noastră politică și pe care nu sunt de acord cu acest post, dar repet, să-și asume o răspundere și să... asta nu înseamnă că ne încărcăm un concurs în primărie și să-ți dea pe aici așa cum vreți să se traseze niște cuza. Nu asuma. Se traseze sate și să faci rade și nouă sate. Nouă sate, exact. Nu e problema apii la Tuturești, e problema apii și Steagura. La Căciulești când e problema? La Căciulești când e problema? Acum avem apă nici unul. De afară. N-ai apă, dar nici. Ce aici pot să vă informez, ca să nu mai aveți discuția. De astăzi a venit societatea care se ocupă de apa de la Guravăi și s-a făcut de bazin. Deci la Guravăi se continuă lucrarea. De astăzi, a venit echipa, lucrează la bazin. Deci la Guravăi continuăm. Când îți bani de la bugetul local, avem ceva bani și o să continuăm lucrarea acolo. Iar problema, Costel, la Căciulești, este problema și de canalizare și proiectele care sunt depuse, o să ne zbatem împreună să aducem fonduri. Nimic de ani de zile. Nimic. Am cerut niște bani pentru biserică să facem prăznicarul ăla. Să punem la cerut primul punct. Dar trebuie adresa din cauza parohiei. Parohie nu mi-a zis. Cine este de acord? Deci cu punem. Deci să punem la vot primul punct. Cu modificare. Da. Cine este pentru? Domnul Chiar. Deci, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 12. Cu o rea la mare. Eu ținim una sunt la... Să mă voi da. Împotrivă? Împotrivă, ia ține să abține cineva? Dacă suntem de acord, la... Deci, una... Păi, să promovăm că vrem așa statul de fără. Să ajungem la groare, da. Da. Fie. La notificare propusă... E o majoritate, că nu fac nică. Drumul e dacă dragi. Drumul e așa. Da, deci, punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Coarneamț. Aici, dacă îmi permiteți, inițiator, domnul primar. Da, să vă explic despre ce e vorba. La această asociație au mai făcut cerere de asociere încă două comune, Pângărațu și încă o comună, nu mai rețin eu exact. Și Urechene, da. Da. Și pentru acest lucru ne cere nouă să modificăm hotărârea inițială care am dat-o noi, să adăugăm și celelalte două comune. Da. Să punem la vot cine este pentru... proiectul numărul 2. Cine este pentru? Toată lumea. Toată lumea. Ați fost la mare? Da, de unde. Da. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor vânzări de terenuri. Inițiator primar Vasile Ioran. Deci terenul a fost de la Guravăi și la Tuturești parte. Da, aveți schițele. Aveți pe care spor de evaluare. Ce și da. Deci a fost vânzare, deci a fost concesionat. Da, da, da. Așa vrea și un mărgine în lucru. Da, da. Numai aici, vă rog,
la anexa 1 de la vânzări de aici, să modificați la dumneavoastră, în loc de 400 de metri, sunt 800 de metri acolo. Da, 800 este. Da, dar o greșit aici, fata care... Noi avem 800. Deci fata care o bătut la calculator, o greșit aici. Eu am vrut să văd cum terminat e prețul ăsta. Chiar am spus că n-am să mai vorbesc, dar am de cred că va trebui. Ultima dată că n-am să mai vorbesc. Eu la sentimentul pe Lucie, pe Ciprian, că mă bucur că cumpără pământul, dar suma este mare. Suma este foarte mare, chiar dacă e 8 metri pătrat, suma este mare. A trebuit să luăm vânzările pe care le-am făcut în cadrul primăriei de când e cursul anilor. Și ne-am numit consilier. Nu ne-am numit cu sume foarte mici. Deci dacă vreți să țineți cont, și de părerea mea, părerea mea este că suma este mare. Acum ai trecut, deci cât la ora este sau la... metru pătrat este mare. Da. Pentru că ați vândut cu sume foarte mici. Ori reveniți la cei oameni, ne-ați vândut în buricul satului, suprafețe de teren, cu sub 1000 de euro sau peste 1000 de euro sau 1500 de euro, și atunci îl încălțăm pe el cu o jumătate de miliard, îți de acord? Să-i facem figura asta, dacă o merită. Da. Dar mi se pare suma mare. Dar eu vă spun de ce condiții. Analizați toate contractele de vânzare care s-au făcut în decursul anilor și faceți, țineți cont de prețul pe care l-ați dat la pământ, ori vreți să-l încălțați pe acest om cu o sumă prea mare. Dacă data trecută m-am opus, acum vreau să vă arăt că îi luăm o sumă foarte mare. Da, dar vă rog să rețineți. Deci noi trebuie să facem demersuri, că nu primarul și nici Consiliul Local nu este împuternicit și îndreptățit să facă această reducere. O să chemăm evaluatorul care a făcut evaluarea să mai reie odată evaluarea la acel teren. Primar, să-i puneți la dispoziție, nu știu dacă ați înțeles, toate vânzările pe care le-am făcut în cadrul primăriei și acolo unde au fost interesele. Depinde și de locul unde este. Verificați și acele sume cu care s-au vândut. Da. Deci, asta e părerea mea. Nu vreau să fiu mai deschis sau să vă arăt mai pe direct. Deci, ca să fim clar, că vrei să fiu cușer, da? Da. Așa. Deci, evaluările pe raza comună au fost făcute până acum de 4 evaluatori. Ăsta ar fi al 4-lea. Ei, evaluatorii ăștia au niște criterii bine întemeiate legale, după care lucrează la, și ei au o plajă de minim și de maxim. Ca să, să mă înțelegeți. Da, domnul, eu chem. Da, exact, să fie evaluatorul. Facem evaluare. Facă... Dar el nu face mâni contractul. Nu. Poate durează și câteva luni. Sunt niște probleme. Deja sunt niște probleme la cumpărare. La persoana lui. Dar legile au și portiți care... Nu comentăm mai mult. Da. Bun. Deci, poate fi împărțit în două, fața la un preț, poate el nu are bani să cumpere toată suprafața. Și cumpere o parte din suprafața. Și atunci face o dezlipire și... Domne, până la verificare a documentului. Mi se pare mare. Fața are un preț, spatele are un preț. Deci până la clarificarea documentației legale de cumpărare, avem timp să ne punem la copt. Părerea mea. Și cred că sunteți de acord cu mine. Da. Acum se pune problema aprobării și atâta tot. Da. Da. Deci cu condiția ca să le facă evaluarea. Da. Menționat. 440... Deci la... Până la vot vei. Da. Da. Numărul 3. Proiectul numărul 3. Deci cine este de acord? Deci cu... Nu mă auzi. Da. Că cumva prețul evaluatorului zice că este normal. Atunci să reveniți la acele vânzări pe care le-ați făcut sub prețul pieței. Da, eu aștept un concret de la tine. Da? Da. Azi nu-s dispus. Da. Am văzut că vă uitați în trezări. Fați o ședință extraordinară. Voi vorbi altă. În trezări. Auzi, fă-mi scris. Vă fac scris, vă promit. Ca să nu mai vorbești. Da. Hai, trimitem la vot, deci, punctul numărul 30. Deci, cine este de acord? Cine este cu modificarea? Da. S-a discutat cu vânzarea despre Amasuloaie. Există și celălalt punct, da. Nu? Nu, a discutat de la Amasuloaie, da. Domnul primar, da. Așa suprafața care e la Gurabăi și la Turturești, nu? Da, hai. Să puneți la vot fișa, două cereri.
Sunt două cereri. Sunt două... Le face cam un două. Una are 11 pentru păcat, una are 8. Ei, acolo e altă... Deci al lui domnul Vasiloae, Muraru, Muraru Ionel Milucă. Asta e, da, și Muraru. Da, prin Muraru Ionel Milucă. Deci asta e la Turturești, asta e la Grăbăi, nu? Da. Asta e la Turturești, acolo. Poate că da, da. Păi da, uite, înscheță, că e zășul și trește. Da, da, da. E prietenul matal. Deci cine este de acord, deci cu suprafața de la Turturești? Cine este? Nici nu cunosc. Spune, deci asta de la Muraru. Da, odată și votez cu el, văd că v-ați împăcat. Alu Muraru Sorinel Milucă. Da, deci la Turturești. Deci cine este pentru? Păi da, mă evit ca doar la mână. Da. Împotrivă? Deci mă rog. Scăficați. Deci așa o spune. Da. Deci e la alta a doua suprafață, deci e la gura voi. Gata, gata. Asta, da, da. Să-i luăm pe fiecare noastră. Să menționați un pic la milit, eu nu am votat, deci nu s-a făcut. Da, da. La tine? Da, menționați un proces. Domnul Vasiloae n-a participat la vot. Deci la... Ah, da, da, ia, da, 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 să-i explici o leacă, Ionică, cu apă. Ionică, că explici ceva cu apă. Leacă, profesor. Deci, cât e prețul la apă la Turturești? 3,90. 3,90. Nu, dar contract, nu mă o leacă, dar am zis că explic eu, dar mi-ați luat vorba. Contractul este cu 3,90 sau 4 lei, s-a mai mărit puțin, pe o perioadă de 3 luni. Cât se pompează de la apa seră. Atâta timp dacă ne dă. Iar restul este pe un leu. Dar vă spun un lucru. Debitul de apă este foarte mic. Ca nici o găleată la un minut nu mai este. Din punctul de vedere. Din punctul de vedere. Da, păi îi seștă, suntem mai încolo, suntem mai încasă. În momentul când este secetă, oamenii udă. Nu, în fiecare zi, la ora, orele 18, 3 ori pompăm de la apa SER în jur de 70-80 de metri cub. Iar dimineața cetățenii nu au apă. La aia de pe deal. Deci acolo curge cam cât 6 robineți. Deschide. Da. Deci, satul are 150 de robinete. 10-15 tot timpul. Eu vreau să vin cu o propunere. Dragi colegi, vreau să vin cu o propunere, să facem o echipă și mergem în audiență la domnul prefect, la domnul președinte a Consiliului Județean, la... Dar e domnul primar, dacă dorim în asociere. Da. Trebuie să meargă direct. Nu, trebuie să cerem un sprijin, domnule, proiect avem, proiect avem. Dați-mi voie, Florin, dați-mi voie să vă dau o explicație la care trebuie să ne punem întrebarea toți. Chiar astăzi am avut o discuție cu Valerică Ienachi la conduct în spatele firmei Chiopi. Și am făcut un calcul. Deci această instalație, când a fost proiectată și executată, a fost... În special pentru adăparea animalilor satului Turturești, da? Și 60 de locuințe. Nu 60, 40. Pentru 40 de locuințe. Și am făcut un calcul, acum, cu Valerică. Dacă se adună câte o găleată de apă la un minut de la aceste izvoare, am calculat noi câți metri cubi? 70 de metri cubi. 70 de metri cubi. Ei, fiind 176 și 180 de case racordate, câți metri cubi revine la o gospodărie acum ca să le ajungă apă? Bun, asta ar fi o problemă. Numai debitul din izvoare ne revine. Numai din izvoare. Și acum trece fără animale. Da. Fără. Unii curge apa de una. Acolo, nu știu, ai pus o robinetă. Așa, urmă. Partea cealaltă. Cât pompează apa? Da. Cât ne pompează? Nu se poate la mai mult de la apa SER. Eu am făcut un calcul. Să pompăm de la apa SER zi lumină și noaptea. Și tot n-ajunge apă.
nu ajunge apa. Mai ales dacă deci, stai și trebuie și să udă. Șansa rezolvării acestei instalații de apă, care este scăpată de sub control, conducta trecând pe la fiecare, prin curte, prin grădină, și au făcut instalația oricare. Toată lumea are apometru. Toată lumea este legal constituită. Toată lumea are bypass. Dar undeva din grădină, între conducta principală și apometru gospodarului, are un ștuț. De unde irigă, de unde ia apă, fără să mai treacă apa prin contoar. Ba, să vă mai spun încă o chestie, sunt cetățeni care au două racorduri. Un racord care trece prin apometru și un racord care nu mai trece prin apometru și se duce direct la furtunul de irigație. Dacă nu are prins de la conducta principală și apometru acolo pe loc, n-ai cum să-i găsești. Păi n-avem cum. În sistemul ăsta de proiect, noi nu avem. V-am spus cum a fost proiectat. Fiecare care a vrut să o trasă instalație, ce e fără meseria? Deci, interesul nostru este, eu am vorbit și cu domnul consilier de la guvernare acum. Prin relațiile, prin parlamentarii care avem la nivelul județului Neamț, cei care răspund de colegiul 6, în care suntem și noi, este o mare urgență rezolvarea acelui proiect care este depus din 2008 la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Mediului, există un exemplar, și unul la Consiliul Județean. Deci neapărat chiar un grup de consilieri în frunte cu mine să mergem la domnul președinte al Consiliului Județean, să mergem la domnul prefect, să mergem în audiență la domnii parlamentari de Neamț, să ne ajute să intre, că trebuia din 2008, trebuia să intre la finanțare acest proiect de alimentare cu apă a satului Turturești. Făcând o nouă instalație, făcând branșamentele legal cum se cer, pe domeniul public, da, să fie făcute branșamentele. În momentul în care l-au plătit, cu asta închei. Deci urgențelor la comuna noastră acum este această alimentare cu apă. Doi, numai un pic. Vă dau exemplu, s-a mers săptămâna trecută 3 zile în teren pentru încasare a apei la Turturești. Prima zi s-au adunat 800 de lei, 8 milioane lei vechi. A doua zi s-a adunat 5.500.000 de lei și a treia zi 300.000 de lei, 3 milioane. Vă dați seama că nu știu cum o să plătim acea apă pompată de la... Stați, nu mă pic. V-ați nebunit acum cu conducta de la Turturești, pentru că dumneavoastră știți foarte bine și nu spuneți lucrurilor pe față. Da. E o poliță așa de... Ați ajuns la bani. Concret. Ați ajuns concret la bani. Dar ce? La bani. Dar de ce nu dați direct și să spuneți că sunt mari nereguli acolo și să fac mari furturi. Ați spus, dar ați venit cu o listă completă de oameni care fură de ani de zile apa de la Turturești. Avem listă, de 20 de persoane. Și ce măsuri am luat? Eu am venit la noastră de atâtea ori și v-am cerut să blindăm pe acei oameni care îi putem blinda. Să dăm un exemplu. Niciodată, da, două, trei exemple, dacă dai, nu o să mai facem odată să rupem biserica în două. N-ați vrut. Acum, ei o să rămână fără apă și o să băgăm, pompăm la apă noi și o să dai Consiliul Local să plătească banii. Păi dar cum faceți? O opriți atunci. Păi eu opresc, că n-am bani să plătesc, automat o opresc. Păi, nu mai pompez la apa seara. Păi de ce? Pentru oamenii care plătesc, ei vor apă. Îți corecți. Domn Vali, să plătească. Din 170 de case, 80 de oameni fură apă. 80. Nu deci acum tot constatare. Exact cât sunt? 80. 21. Și de ce oare în jurul unor case toți nu plătesc? 21. Oare de ce? Vă nu aveți lista? Aveți lista? Este lista. Este lista la financiar. Păi dăm seama și după cum încasează câți metri cubi, când spune mie cineva că a consumat 3 metri cubi de apă. Alea, lasă, nici de bou nu s-a ajuns 3 kg de apă. 3 toni de apă. Am făcut noi o echipă de oameni. Ei, și care nu s-au oprit. Am blindat, am luat măsuri. Păi da, cum blindezi dacă e grădină la el și nu ești? Asta pe unde mi-e permite. Asta da, urmează acum. Săptămâna asta facem așa ceva. Păi faceți la brânză, faceți la iene, faceți la
Chiril, la Huțan, la Huțan, dar ei nu au avut Huțan până acum. La Chiril, 20 de ani o luat apă, nu a avut. Și la Chiril trece prin grădină la el. Unde o să putem blindăm apă? Dar treceți din mâine, la blindat puteți. La Chiril nu mai bine băgat. La Ienia nu se poate intra în curte, la el chiar nu se poate așa. Cu poliția. La ei mai e doar și trage semn din drum și îi tai de acolo. Și îi tai de acolo. Și îi tai de acolo. Trebuie să devine tot lucrul. Deci încheiem ședința de astăzi. Mulțumim pentru. Dar trebuie luat o hotărâre ca să înțelegeți.